Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În urmă cu vreo, cât să fie, 15 ani, maximum 20, Parlamentul a decis că este în interesul națiunii ca magistrații să beneficieze de condiții speciale, adică să fie protejați de eventuale presiuni politice, să nu se teamă de concediere, să fie bine plătiți, să poată ieși la pensie mai repede decât restul angajaților. În schimb, li se cere magistraților să respecte justiția și principiile justiției, să fie evident imparțial, să aplice corect legile. Și acum, la drept vorbind, politicienii noștri n-au oferit toate astea așa, neapărat din proprie inițiativă, ci mai mult că i-au bătut la cap, i-au bătut la cap Uniunea Europeană. Că asta era una dintre condițiile fundamentale de aderare la Uniunea Europeană, independența justiției. Știm foarte bine că dacă nu era Uniunea, justiția noastră probabil că rămânea la nivelul justiției sovietice, comuniste, de prin anii 90, că nu era mare interes pentru schimbare. Deci, asta e, cu chiu cu vai, cu sughițuri și împleticeli, regulile statului de drept au fost adoptate în cele din urmă și la noi, cu aplicarea mai fost de lucru, dar adoptarea s-a făcut, după care, dacă tot a venit civilizația și tot a venit statul de drept, românul s-a adaptat și la asta în felul său. A cerut Uniunea Europeană protecție sporită pentru magistrați, păi s-a făcut o protecție pe banii contribuabililor de n-a mai rămas piatră pe piatră, vorba aia. Și recent, Ministerul Finanțelor a avertizat că deciziile luate de magistrați în instanțe pentru majorarea propriilor lor salarii au un impact financiar atât de mare încât riscă să dezechilibreze total bugetul. Pentru că, da, avem această situație pe care oricum am dat-o pute de la o poștă. Judecătorii judecă cererile colegilor judecători de mărire retroactivă a salariilor pentru judecători. Ce decizii credeți că iau? Aveți o încercare. Împotrivă. Între 2008 și 2022, magistrații au judecat 22.800 de chemări în instanță ale unor magistrați, prin care se cereau diverse măriri de salariu. Rezultatul, 1 miliard de euro de plată pentru magistrați, după ce alți magistrați le-au dat dreptate. Pentru că nu e așa, corp la corp nu-și scoate portofelul. Iar fenomenul a luat viteză în ultima vreme, pentru că de ce nu dacă merge? Potrivit unui document al Ministerului Finanțelor, obținut de publicația de fapt.ro, magistrații au decis prin hotărâri judecătorești o majorare retroactivă a salariilor lor, care însumează cu tot cu penalități 16,1 miliarde de lei, adică aproximativ 3,2 miliarde de euro. Și observ că nu acuzăm aici pe cineva că judecăm propriul interes, dar un pic de conflict de interese nu mi se pare că e, adică sună ciudat aici. Și observ că în țara asta se poate ca parlamentarii să decidă prin vot dacă ei, parlamentarii, pot fi cercetați penal. Se poate ca judecătorii Curții Constituționale să judece pentru ei înșiși și să stabilească pentru ei înșiși că nu le pot fi reduse veniturile niciun fel, și că judecătorii decid că judecătorii trebuie să primească salarii mărite retroactiv. Miliarde de euro. Deci sper să nu ajungă cumva la judecată legile fizicii sau ceva. Am senzația că pe pământurile noastre și legile fizice ar fi în pericol dacă ar ajunge la o astfel de judecată. Și că veni vorba de protecția oferită de societate judecătorilor. Aceștia beneficiază, printre altele, de următoarele. O documentare făcută de site-ul de fapt.ro. Salarii. Între 32.000 de lei pentru președinte de curte de apel și puțin peste 17.000 de lei pe lună brut la o judecătorie, pentru un judecător cu 3-5 ani vechime. Sporuri pentru condiții grele de muncă, supra-solicitare neuropsihică, păstrarea confidențialității, în total 5.500-6.000 de lei pe lună. Asta e grea cu păstrarea confidențialității. Asta eu nu înțeleg cum adică... Puțin, dar e primul spor de care aud care chiar e și dacă nu corect acordat. Dacă nu ți-ar da banii ăștia... Ai fi gură spartă? Ți-e greu, mă, nu-ți vine când... Păi ăsta e jobul. Păi ăsta e jobul, nu ăsta e jobul tău, să nu vorbești despre ce judeci, să nu
să menții confidențialitatea cauzelor. E ca și cum tu ai primi, Luca, sport să ne faci să râdem. Păi da, e greu. Da. Nu e ca și cum ai primi sport. Păi nu, dai job-ul tău. Dar normal ar trebui să primești sport. Păi nu, este o condiție esențială a jobului. E ca și cum ai primi sport că vii la radio. Asta, deci primești salariul că faci emisia, dar primești sport și că vii aici. Mi se pare foarte ciudat că primești sport cu condiții grele de muncă. Da, sigur, e o muncă dificilă. Păi da, nu e singura, nu de asta primești salariul ca să vii la munca respectivă. Nu te obligă nimeni să o faci. Dacă ți-ai ales jobul ăsta, știai că e greu. Acum primești și spor că e muncă grea? Păi nu, încă o dată, nu e combinat coxochimic. El ar zice da. Da, ar zice da. Bun. Alte avantaje. E greu să mă trezesc. Am... Da, deci primești matinalul și după aia spor de matinal, spor că vii la muncă, spor de confidențialitate. Spor că te trezești, dacă ți nu este... suni la concurență să spui ce subiecte pregătim pentru mâine? Dar nu sunt lucruri de la sine înțeles? Adică... Bun, alte avantaje. Judecătorii și procurorii beneficiază anual de 6 călătorii în țară, dus întors gratuite la transportul pe calea ferată, clasa 1, auto, naval și aerian. Deci dacă vrei să te duci cu barca acasă, ți se decontează. Sau decontarea 7 litri și jumătate benzină, mă rog, combustibil la 100 de kilometri, pentru 6 călătorii în țară dus întors. Aceste drepturi nu au caracter salarial, nu se impozitează. Vrei să mai zici ceva? Nu. Bun. Chirie decontată de stat. Decontarea cheltuielor de transport, 10 zile de concediu suplimentar pe an, asistență medicală extinsă, pensionare anticipată la 50 de ani. Apropo, pensia medie a magistraților era la începutul acestui an 21.000 de lei, pensia medie, în timp ce pensia medie la nivel național este de 2.000 de lei, date culese de defapt.ro. Da, ok, n-aș vrea să fie greșit înțeleși. E... ok, e necesar ca magistrații să beneficieze de protecție suplimentară, dar trebuie să ne întrebăm totuși două lucruri. Unu, până la ce nivel poate ajunge? Sau este de bun simț să ajungă totuși această protecție? Adică, da, ok, pensii mai mari, dar de 10 ori mai mari decât pensia medie? Nu... de 10 ori? Bun, atunci de ce nu e de 50 de ori mai mare? Poftim, să oferim și mai multă protecție. Și doi, oare cetățenii acestei țări, care până la urmă plătesc pentru toate avantajele oferite magistraților, care încă o dată sunt corecte ca principiu, e corect ca principiu ca magistrații, judecătorii, procurorii să beneficieze de o protecție suplimentară, că trebuie să aplice justiția, dar cetățenii care plătesc pentru toate aceste avantaje, care sincer sunt foarte, foarte multe, ei sunt mulțumiți de ce primesc în schimb, societatea e mulțumită de ce primește în schimb din partea magistraților când vine vorba de aplicarea corectă, imparțială, eficientă a legilor în țara noastră? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.